Ascultați o dedicație muzicală și la final vă citesc un mesaj. Ai dus atâta un an și să stau departe nu puteam. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă ziua ta. S-a mai dus tată un an și să stau departe nu puteam. Nu s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. Tată, azi e ziua ta, ți-am adus în dar și mărunte, dar sunt în zadar. Ți-aș fi dat, dar nu se poate, ce n-aș fi vrut ieri. Ani mai mulți și sănătate, să trăiești mereu. Și la anul orice-ar fi, eu de ziua ta iar voi veni. Și dacă ne ajută soarta, iarăși tu vei deschide poarta. Și la anul orice-ar fi, eu de ziua ta iar voi veni. Și dacă ne ajută soarta, iarăși tu vei deschide poarta. Tată, azi de ziua ta, ți-am adus în dar lucruri multe și mărunte, dar sunt în zadar. Ți-aș fi dat, dar nu se poate, ce n-aș fi vrut eu. Ani mai mulți și sănătate, să trăiești mereu. Și mesajul spune așa: tati, deși azi nu sunt lângă tine fizic, sufletul meu este acasă. Îți mulțumesc că m-ai crescut și te-ai chinuit pentru mine. Îți doresc un sincer la mulți ani și sănătate multă. Nu uita că te iubesc și voi fi mereu lângă tine. Fie ca surpriza mea să te bucure și să-ți facă ziua mai frumoasă. Nu uita că te iubesc cel mai mult și mă bucur că ai ales să fiu copilul tău. Mulțumim! Drag. Vreți să-i spunești ceva, fete? La mulți ani și ei să trăiască sănătate, îi mulțumesc mult! Și ne vă dorim la mulți să ani! Să fie sănătoasă! Păi de când o facem? Să fiți sănătoși și mulțumim. Să aveți parte de tot ce vă doriți! Mulțumim! Sănătate la toată!